Bine v-am găsit, vreau să luăm un nou episod astăzi, vreau niște TNT-uri super ciudate din punctul meu de vedere. Dar, între toate, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. La ultimul de clip am strâns undeva la 10.000 de vizualizări și peste 300 like-uri. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru totul suportul acordat acestei serii. Însă, desigur, dacă aveți voi ceva idei cu TNT-uri, ce vreți să facem cu ele, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii. Și, desigur, la finalul episodului, nu uitați să lăsați ce TNT-uri v-a plăcut vouă cel mai mult dintre toate pe care le-am explodat. Bun, să mă rog, în cazul de față, ce TNT-uri vi s-au părut vouă cele mai ciudate. Să vedem așa. Bun, hai să vedem. Deci, în primul rând, Ghost TNT... Băi, stai. Stai. Luăm un Flint and Steel. Bam, și gata. Am rezolvat. Ok. Ghost TNT-ul. Flint and Steel, hai să vedem. Bun, mulți au zis că stau prea departe de ele, așa că hai să stăm și noi un pic mai aproape. Băi, Night Vision, Speed Jump. Băi, deci îți dă niște efecte. Deci explodează un pic și îți dă niște efecte și ca și cum ai fi o fantomă. Oh, this is nice. This is nice. Milk, hai să bem lapte. Să vedem. Ok, hai să aruncăm asta. Bun, următorul este Ender TNT-ul. Bun. Hai să vedem ce face acest Ender TNT. Bă, what? Stai un pic. Slash, tp, rușman, cred că e 25. 64. Bam. Cred că 14 undeva ar trebui să fiu, dar cam pe aici eram. Băi, frate mi, deci stai un pic, hai să dăm. Slash game mode 0. Bam, deci nu face explozii, nu face nimic. Hai să vedem, ce face el de fapt? Bam, deci te aruncă foarte departe, uite. Până la vreo 20, stai. Oh, what? Deci dacă ești pe survival te și omoară, ok. Game mode 1. Ne dăm TP. Luăm un Ender TNT din ăsta, să-l avem aici. Hai să vedem până cât de sus te aruncă. Așa, 60, de la 64, bun. Ne aruncă până la 200, cred că nu? Avea 168, nașpa, nașpa rău. Bun, hai să vedem Easter Egg TNT-ul, ce face asta? Are un text, BSMPM. Dacă știți voi să ziceți că nu știu ce înseamnă, what? Stai un pic. Pă bune? Stai că n-am înțeles ce face, stai un pic. Încă o dată. De la depărtare, să vedem și noi că acum învăț. Deci BSMPM, ok? Ok, hai să vedem. Ce face el așa? Ok, deci mai aruncă. Bă, interesant. Mamă, ce șmecherii. Bă, de nu știu, asta mi se pare mie cel mai ciudat pe momentul de față, adică e un TNT care aruncă cu alte TNT-uri care atunci când explodează lasă niște pumpkin și melon. Bă, interesant, chiar interesant, chiar îmi place. Chiar îmi place. Băi, frate, dacă vreți voi să combin ceva TNT-uri, puteți să-mi lăsați idei, pentru că am o idee așa, să combin niște TNT-uri și o să văd eu ce combin. Și deci asta ar fi un Dust Bowl. O scoate niște particule, explodează și văd că dirt și dead bush-uri din astea. Nașpa. E ciudat, dar și nașpa în același timp. Ok, avem un Hell's Gate. Și da, am primit o notificare de la Clash Royale, pentru că netul meu e oprit. Deci face așa, se face zi, noapte, zi, noapte. Stai să dau căștile mai încet. Ok. Bă, deci m-o speria strigătele alea. Ok, niște ghasturi. Și o lua de jos. What? O lua de jos un semicerc, mă rog, semisferă. Și-a pus-o sus cu un netherrack, glowstone și un obsidian din ăsta. Deci, practic, asta ar fi iadul în concepția cum a făcut modul. Băi, șmecher, chiar interesant. Hai să dăm zi. Dar, bă, deci chestia aia să-mi ba picioarele cum a fost. Adică, băi, gândiți-vă să aveți căștile date la, mă rog, nu mai, date destul de tare după ce am ascultat muzică. Și la dată așa, bă, începe unul să, bă, să ajungem asta aici. Dintr-o dată, să înceapă să strige ca și în filmele horror. Băi, disperiat, serios. Ca să mergem prima departe, că ăsta e nuclear, cred că o să explodeze mai tare. Bam. Bă, îmi place, deci particulele alea verzi îmi plac mult, alea fosforescente. Și verdele fosforescente îmi place la nebunie. Hai să vedem ce face. Fă, bă, ceva, bă. Deci m-a aruncat. Ce ar face orice chestie în asta nucleară, bun. Băi, ești nebun, ce șmecher. Și văd că are o rază extrem de mare. Ok, și ce se întâmplă? Bă, oricum,
radiațiile astea sunt chiar șmechere, cum le-au făcut, adică așa, un bloc rămâne lipsă, un bloc lipsă, bun, hai să vedem ce se întâmplă dacă calpă un nuclear waste din ăsta, deci, ia ceva efect, iau poison pentru 7 secunde, nu? Da, 7 secunde, am înțeles, nice, this is pretty nice, ok, le-am încercat pe astea, hai să le dăm pe următoarele 3, pe ultimele 3 TNT-uri, deci mergem în partea aia și o să le încercăm, Hellfire TNT, TNT Firework și Freeze TNT. Oricum, fraților, vreau să vă spun înainte de toate că modul aveți în descriere, dacă vreți să intrați și vă să-l jucați, nu, că din câte am văzut pe site, e numai de la 1.5 până la 1.8, deci e cam nașpa. Da, mă rog, poate pe alte site-uri îl găsiți același mod, dar mai bun la versiune, zic. Băi, și particula asta mi se par șmechere. Hai să vedem ce face. Spawnează gheață? Hai să luăm o torță totuși. Deci spawnează gheață. Aha, deci e ca și un crater de gheață. Bă, nice, interesant. Băi, uite ce șmecher se vede, deci e tare cu chestia să faci o peliculă de gheață și sub să spawnezi ceva fain. Nu știu. Bă, interesant, e chiar interesant. Ok, Freeze TNT-ul ăsta, deci până acum Freeze TNT-ul și Easter Egg-ul mi-au părut foarte șmechere și totuși destul de ciudat, adică, mă rog, Freeze TNT-ul te aștept, dar la Easter Egg-ul ăsta e, I don't know. Ok, hai să dăm un TNT Firework. Trebuie să mergem, hai să mergem în partea aia alaltă, că e cam nașpa aici la apă cu mapa. Și da, dacă vreți să găsiți mapa, căutați Flat World Minecraft Map, pentru că asta e mapa pe care o folosesc mereu. Am mai lucrat eu un pic la ea cu Word Edit-ul cu un alta ca să fie cât mai ok. Și am mereu mapă de teste, mapă de construcții, deci e super tare să ai mapă din asta. Am băgat-o într-un WinRAR și mereu o copiez și aia e. Bun. Hai să vedem. Deci, avem aici TNT Firework. Bă, interesant modelul. Ce sprint-o luat. What? Bă. Dacă nu erau TNT-uri normale, îmi plăcea, dar e un... Ok, deci e chiar tare craterul pe care îl face, dar dacă nu erau TNT-uri normale, pentru că alea normale nu-mi plac deloc. Adică știți care e faza? TNT-urile astea din mod pe care le vedeți și din majoritatea de modurilor pe care eu le-am încercat, sunt mult mai bine făcute și nu ai atât lag pe ele pe cum ai cu lag, pe cât lag ai pe cele normale. Hai să dăm și un Hellfire și vă explic imediat. Deci eu cu cele normale am încercat să explodez 100.000, băi, și mi-au... automat mi-a dat lag mapa, deci mi s-a oprit mapa, nu mai merge deloc. Dar când am încercat să, ați văzut și voi, când am încercat să dau foc la 1000, la 100 sau 1000 de antimetere din alea care sunt foarte, foarte, nu a avut, deci explodează foarte tare, nu a avut nicio problemă mapa. Deci mergea, e super ok, ok, și ce face acest Hellfire TNT? Altul bă care vrea să mă sperie, bă. Bă, deja m-am învățat, gata, nu. Deci explodează netherrack cu dirt și cu lavă cu flint and cu lavă cu foc. Nice. Ok, hai să punem mai multe, să punem vreo 9 din astea. Ok, și asta voiam să vă spun. Deci, cel mai mult mie îmi place Easter Egg TNT-ul și mi se pare și extrem de ciudat, adică nu te așteptai la melon și pumpkin. O să punem vreo 3. Bun, și să vă explic ce voiam să zic. Deci, am încercat să explodez 100 și 1000, cam asta așa. Am pus 100, am pus 1000. De TNT-uri extrem de puternice din moduri și nu a fost atât de mult lag pe cât a fost la 50.000 de din astea foarte simple, știi? Deci stai un pic. Uite. Vezi, tot e lag, dar mapa continuă, nu ți se blochează jocul. Mie, de exemplu, mi se bloca jocul cu 50.000, 100.000 de TNT-uri din alea normale. Ceea ce mi se pare foarte prostesc. Adică nu mi se blochează jocul cu 1000 de TNT-uri care fac un crater cât toată mapa, dar mi se blochează jocul cu 50.000 de TNT-uri care fac un crater mic, de 3x3, ești de bun? Ok, băi, super șmecher, uite ce șmecher arată, băi. Și acolo era un templu, am înțeles, deci aici e construit peste un templu în mapa asta, deci va trebui să dau cut la tot și ok, o să rezolvă chestia asta. Bun, oricum, fraților, cam atât ar fi și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi spuneți acum rapid în secțiunea de comentarii care vi se pare vouă cel mai ciudat TNT. Mie ăsta e easter egg. Pentru că nu mă așteptam, chiar poate de asta se spune easter egg, dar nu mă așteptam deloc să fie așa. Oricum, cam atât, uite ce fundal frumos. Cam atât ar fi, fraților, cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și nu uitați că noi ne revedem în fiecare zi live la ora 12. Deci da, aveți grijă de voi, eu am fost Blushman, pentru tare, aveți grijă de voi, la revedere!